În prima lecție am făcut-o fără cap. Dai seama și de examen. Fără cap și fără... și fără... Să, nici întreg n-a fost. A fost în pauză. Da, deci, spune așa, să se determine A aparținului lui Ier Stelar, astfel încât puncte... A aparținului lui Ier Stelar. Amic. Numărul A. Numărul A aparținului lui Ier Stelar, astfel încât funcția F devenită pe R cu valorul R, dată prin F de X, egal cu A ori X la a treia, plus 3X pătrat, plus A minus 2 totul de mult cu X, x plus 1, să aibă puncte de extrem. Da. Să admită puncte de extrem. Adică să aibă maxim și minim. Cine de cine să dă puncte, puncte de extrem? Ce mai tare. De rădăcine prime derivate. Și nu toate. Ceea ce am dreptul căra, așa asta schimbă semnul. Deci, ca să admită puncte de extrem, facem derivata și derivata trebuie să ne furizeze rădăcini. Cine este derivata, te rog? F derivat de x egal cu 3ax pătrat plus 6x plus a minus 2. Corect. F derivat de x egal cu 0. F derivat de x egal cu 0. Echivalent cu a zice că 3x pătrat plus 6x plus a minus 2 egal cu 0. Așa, minus 2 termen liber. A minus 2 termen liber. Da, 6 pe 1. Există, există x1 și x2. Dacă și numai dacă, delta mai mare egal decât 0. Adică b pătrat. Adică echivalent cu b pătrat minus 4ac mai mare egal decât 0. Echivalent. Adică 36 minus 4 minus 12 pe lângă A minus 2. Minus 12 A pe lângă 12 A pe lângă A minus 2. Egal cu 0, da? 12 A pe lângă A minus 2 egal cu 0. Împărțim totul printr-un 4. Da. Echivalent cu 9 minus 3 A pe lângă A minus 2 să fie mai mare egal decât 0. Atenție. Mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Echivalent. Desfacem aici. Vine minus 3 A pătrat. Mai merge pentru 3. Mergea și pentru 3, da. Trebuia să spun deodată 3 minus A pe lângă A minus 2, da? Adică da. Minus A pătrat. Hai să ținem cont. Minus A pătrat. Plus 3. De fapt, plus 2A. Plus 2A. Plus 3 mai mare egal decât 0. Plus 3 mai mare egal decât 0. Echivalent. Puțin cu minus 1 ca să... Da. A pătrat. Minus 2A minus 3 mai mare egal decât 0. Minus 2A minus 3. Mai mare egal decât 0. Mai mic egal decât 0. Atenție la mulțirea cu minus 1 se schimbă sensul inegalității. Deci problema era să găsim pe cei A real pentru care se întâmplă chestia asta. Deci, cine este A real când se întâmplă așa? Ca și cum am rezolvat în ecuația asta de gradul... 3 minus 1 și 3. Deci, găsim cele două rădăcini, nu? Deci, egal 1 cu 0. Deci, A pătrat minus 2A minus 3 egal cu 0. Și zicem A1, 2. Egal cu rom pe jumătate 1 plus minus radical din 1 plus 3, totul supra A, supra 1, 1 plus minus 2, supra. Și avem o dată A1 egal cu 3 și A2 egal cu minus 1. Tabelul de variație a sistemului, A de la minus infinit la plus infinit, rădăcini sunt minus 1 și 3, 0 și 0, între rădăcini semnul contrar, adică minus, da? Și pe urmă plus. Altfel, dă o valoare acolo și dai seama de semn. Și cum trebuia să fie inegalitatea asta? Mai mică. Adică A aparține intervalului minus 1, 3, închis că da. Și egal. Da?
minus 1, 3, închis. Răspuns terminat. Vedem încă o dată ideea. Punctele de extrem sunt date de rădăcini derivatei, nu? Ca să existe fiindcă derivata. Mai puțin de 0, nu? Că zice stelat și... A din el stelat. Adică, de ce a zis el chestia asta? Că dacă A mai e 0... Mai e da, numai de gradul 2, da? Devine de gradul 1. Și nu este gradul 3, funcția. Da, și nu mai este de gradul 3, la cel, da. Ce a dat inițial. Și atunci, A din el stelat, minus 0 de aici. Da. Deci minus mulțimea formată din elementul 0. Corect. Așa trebuie adăugat. Da. Deci derivata să aibă rădăcini timp de gradul 2 distincte, delta mai mare egal decât 0 și acolo am găsit valorile ea. Altă întrebare? Ecuțiul următor are 3 inegalități care se demonstreze. Și prima este așa, e la x mai mare egal decât x plus 1. Mai mare egal, da? Da, decât x plus 1. Care ar fi x aparținut de el. Se trece x plus 1 mai mult. Da. Deci echivalent cu o transcriere de la x. X. Minus x minus 1 mai mare mai decât 0. Și notăm cu un g de x. Și facem derivat. Un g, un f. Da. O funcție asta, da? Deci echivalent cu a spune că f de x, care este egal cu el la x, minus x, minus 1, să fie mai mare egal decât 0. Oricare ar fi x real. Asta dacă sunt, dacă mai dacă. Când? Dar să vedem, să înțelegi fenomenul. Da, păi e la x exponențial și atunci ea este pozitivă. Și apoi... Nu, ne gândim așa. Ca orice funcție, ce se întâmplă? X-ii care îi știm sunt x-ii reale, iar y-ii care apar trebuie să fie mai pozitiv tot timpul. Dacă ne-am gândit la graficul funcției acestea, înseamnă că eventual punctele de minime, punctul de minim să fie încă pozitiv. Dacă cea mai mică valoare e pozitivă, atunci, dacă cea mai mică valoare e pozitivă, nu-i clar că toți y-ii vor fi mai mari? Deci dacă minimul funcției, minimul absolut este încă pozitiv sau cel mult 0, ce înseamnă minimul? Cel mai mic y. Cel mai mic y care apar datorită corespondenței acestea. Deci asta ar fi echivalent cu minimul absolut să fie mai mare egal decât 0. Deci echivalent cu min absolut. Adică dacă sunt mai multe valori de minim, cel mai mic dintre minimi. Minimul global. Sau absolut, da? Minimul global să fie mai mare egal decât 0. Asta trebuie să înțelegem. Și acum, problema minimilor vă pun acum, înseamnă că trebuie să fac derivata. Este motivul pentru care fac derivata. Deci zic acum. E derivat de x egal cu... E la x minus 1. E la x minus 1. Da? Face e la x minus 1. Ei, cum știu eu că... Și 0 e rădăcină dublă. Cred. Deci e la x minus 1, da? Egal cu... Egal cu 0. Da. E la x egal cu 1, asta înseamnă că... E la x egal cu 1, rezultă x egal cu 0, da? Ei, pentru x egal cu 0, să vedem cum se comportă funcția. Da, să facem semnul, pur și simplu. De aceea, o să fac un tab de el. X și de la minus infinit la plus infinit. X și de la minus infinit la plus infinit. Pun f derivat de x aici, de sus. Cât derivat are rădăcină 0? Și în momentul când x-ul e 0, y-ul este 0. La stânga, ia să vedem, va fi o valoare negativă. Dacă zic e la minus 1. 1 pe e. 1 pe e minus 1 e negativ aici. Și pe un pozitiv. De acolo pune negativ y-ii
cad și pe urmă cresc. Ia să vedem ce valoare atinge în 0. 2-0. E de, F de 0, F de 0 face 0, nu? 0, da, face 0. Deci este un singur minim absolut, da, care e 0. De aici încolo, Y și vin de undeva și scad până, de unor veni, scad până la 0 și până cresc. Deci de aici ne dăm seama. Toate sunt mai mari. F de X e mai mare egal decât 0. Da? Asta este minim. Toți, Y sunt mai mari decât 0. F de X mai mare decât 0. Oricare ar fi X-ul. Real. De la minus până la plus. Cel mai mic este 0. Și atunci, echivalentul a scrie că cine este F de X? E la X minus X minus 1 mai mare ca 0. Oricare ar fi X real, mai mare egal, da? Și atinge și pe 0. Adică echivalentul în egalitatea e la X mai mare egal X plus 1. Ce mai atinge și da, asta se cam vede cu ochiul liber, cu exponențiale mai mari. O depășește, nu? Dar X plus 1 și ea este prima bisectoare, dacă ar fi. Dar față de prima bisectoare, X plus 1, da, așa, nu chiar prima bisectoare, un pic translată. Y egal cu X e prima bisectoare, X plus 1 este, da, un pic mai sus. Și exponențiala totuși se duce... Deci și grafic am putea, da, păi asta mă dovedi. La, da. Da? Deci de aceea ai propus tu să mergem cu ochiul liber, nu chiar cu el liber, dar putem să vedem de pe grafic. Deci dacă ar fi să trasăm graficul E la X, E la X are graficul cum? Când X-ul e 0, E la 0 face 1. Da, pleacă de... Și pleacă E asimptotic. Are ca asimptotă pe axa Y. Are oprită, nu? Nu, nu. Are asimptotă axa Y. Da. La minus infinit, el la minus infinit face 0. Și așa arată. Așa arată el la X, da? Iar Y egal cu X plus 1, când X egal cu 0, Y cu 1. Este tangenta asta aici. Deci trebuie să vedeți că e paralel cu prima bisectoare și tangentă la grafic. Iată, față de tangenta aceasta, dusă la graficul lui E la X, cum este graficul situat? În ce parte? Deasupra lui X plus 1. Asta e Y egal cu X plus 1. Și... iată și grafic, am putut constata că se întâlnesc o singură dată în 0, unde e punctul de tangență. Da? Numai aici se întâlnesc. Și cum o ia în sus, exponențiala. S-a atins-o aici pe dreaptă și cum duce pe deasupra, tot timpul. Iată și grafic, am constatat că este adevărat. Spuneai că ai 3, da? Da. Ia să vedem. Sunt toate... Încă două inegalități și după încă trei cerințe cu parametri. Se dă funcție și parametrul să fie ori funcția să fie monotonă, ori să fie strict monotonă, ori monoton crescătoare. Ia să vedem. Și două inegalități. Ai ceva întrebări. Am zis că e așa. Da, vine drar, dar vine bine. Da. Vine când e înghesuită din întrebări, dar altfel nu are treaba așa. Ba, nu e adevărat. Nu e așa? E tu. A, nu, se vede eu ce program stabilește. Că da. A, nu, s-a fost mai leger așa. Da, nu e tu. Da, care e inegalitatea? Inegalitatea x pătrat minus 2 logaritm natural din x. X pătrat minus 2 logaritmatural din X. X mai mare sau egal decât 1. Decât 1, da? Da. Cu X mai mare decât 0. Oricare ar fi, X mai mare... Decât 0. Decât 0. Strict mai mare. Da, ca să nu fie logaritm. Nu vrea logaritm. Da? Nu vrea logaritm. Aceeași ideea. Sigur că da, notăm e de X.
egal cu x pătrat minus 2 lungat natural din x minus 1. Trebuie să fie mai mare ca 0, mai mare ca adică 0, oricare ar fi x dreapta, oricare ar fi x mai mare ca 0. Și acum derivata. Da, derivat x egal cu 2x minus 2 pe x. 2 pe x. Egal cu 2 pe lângă x pătrat minus 1. Așa vine, nu? 2 pe lângă x pătrat minus 1. Egal cu 0 înseamnă x1 supra x. Totul supra x. Foarte bine că numis asta și grav. Că se aduce raportul și numitorul, da? La derivată. Deci asta egal cu 0 înseamnă echivalent cu a spune că x1, 2 egal cu plus minus 1, x pătrat minus 1, cu x diferit de 0, n-are o pățirea. Și acum facem din nou tabelul de variață, cum fie și astea, x, dar de la 0 încolo, la plus infinit. Dacă vrem să o primim la minus infinit, la plus infinit, dar hașurăm la minus infinit, n-ar vreau să o primim așa, deci... Da. Apoi aici punem f derivat de x și dedesubt f de x. Și îndată minus 1 și 1. Între minus 1 și 1 fac un pic tabelul deoparte ca să-l vedem. Minus 1 și 1, minus și până plus. Noi lucrăm de la 0 încolo. Partea asta nu ne interesează. Și de că și numitor și aduce aporta x-ul de la 0 încolo e pozitiv. Nu mai, pozitiv. Nu mai e de la... Deci rămâne atât. La 1, derivata e 0, minus și pe urmă plus. Asta e semnul derivat. Și facem f de 1. F de 1 face 1 minus 0. Deci 1 minus 1, 0. Cade până aici și până crește. Constatăm că există un minim absolut care este 0. La fel ca și înainte, f de x din tabelă e mai mare egal decât 0, oricare ar fi x mai mare de strict decât 0. Și adică e inegalitate, că f de x era funcția care a făcut. Altă... Arctangentă de x mai mic egal decât x. Deci arc tangentă de x mai mic egal decât x. Echivalent. X mai mare egal decât 0. X mai mare egal decât 0. F de x egal cu arc tangent de x minus x. Minus x. Care mai mic egal decât 0. Asta mai mic egal decât 0, da. F de x. Da. Va fi 1 supra x pătrat. 1 supra 1 plus x pătrat, nu? Da. Da. X plus 1 minus 1. Mai mic egal decât 0, acela același numitor. Da, deci e, nu mai mic egal decât 0. E derivata, asta e derivata, e egal mai departe lucrăm. Da, da. Nu spune mai mic egal. Da. Va fi 1 minus 1 minus x pătrat. Minus x pătrat. Supra 1 plus x pătrat, nu așa? Da, minus x egal cu minus x pătrat, supra 1 plus x pătrat. Cum x-ul e mai mare ca 0, înseamnă că tot timpul e negativă. Că ceva la pătrat, supra 1 plus x pătrat, se vede că e negativă tot timpul. Atunci, tabel de variația semnului, x-ul de la minus infinit la plus infinit, de nu de la minus infinit, de la 0. F derivat de x și f de x. Derivata în 0 este 0 și este negativă tot timpul, nu? Da. Minus, minus, minus. Valoarea funcției 0 este 0. Atunci pleacă la 0 și scade tot timpul. Da. Și adică are un maxim absolut 0. Înseamnă f de x din tabel, să vedem de x, este mai mic egal decât 0. Nu? Da. Aici am tot timpul mai mic decât 0. Adică cine este f de x? Exact ce avem noi acolo. Da. Tangent x minus x.
Și asta au fost cele trei, da? Negativ. Deci funcția f de x egal cu 2x la 3 minus 5mx pătrat plus 6x plus 5. F definită pe cu valori în R să se afle M astfel încât F este funcție monoton crescătoare. F definită pe R cu valori în R să se afle M astfel încât funcția este monoton crescătoare. Facem F de eval. Deci cine este M? Așa încât F monoton crescătoare. Dacă și numai dacă, derivata va fi mare egal 0 peste tot. Da? Echivalent, va spune că 6x pătrat minus 10mx plus 6 mai mare. Asta e mai mare egal decât 0, oricare ar fi x real. Deci, atenție, se pune în plus tot timpul. Se poate împărți prin 2. Putem împărți prin 2. 3x pătrat minus 5mx plus 3x pătrat minus 5mx plus n plus 3. Plus 3, pardon, da? Mai mare egal decât 0, oricare ar fi x real. Când la o ecuație de gradul 2, punem plus tot timpul. Delta mai mic decât 0 și A mai mare. Și A-ul este pozitiv, se vede 3, da. Și delta de sine negativ. Deci asta se întâmplă dacă și mai dată. A, care e egal cu 3, e mai mare ca 0. Și delta negativ, ca să nu existe rădăcini, să punem peste tot numai semnul lui A. Și asta se întâmplă dacă și mai dată delta, adică 25 m pătrat minus... Da, minus 3. Minus 4936 să fie mai mic ca 0 tot timpul, da? Da. Echivalent cum rezolvăm așa 25 m pătrat minus 36? Semnul trebuie să-l facem. Da. Facem 25 m pătrat egal cu 36, de unde rezultă e 1, 2, 6, egal cu plus minus 6 pe 5. Facem un tabel de variația semnului, M, de la minus infinit la plus infinit. Avem o inecuație de gradul 2 în M, nu? Minus 6 pe 5, și respectiv 6 pe 5, între plus 0 și 0. Punem minus, dacă dăm 0, să vede că e negativ. Și până în plus. Și cum trebuia să fie? Mai mic. Adică unde? Minus 6 pe 5 și 6 pe 5. Deci, echivalent, strict monotonă, dacă și numai dacă, M aparține intervalului strict sau monoton crescătoare. Monoton crescătoare. Și egal atunci. Închidem. De la minus 6 pe 5 la 6 pe 5. N-aș spus strict monotonă, că atunci faci fără cap. Celelalte două sunt la fel. Sunt la fel. Deci, ești mulțumită după discuția portată, că am epuizat subiectele astea, da? Că le-a avut. Să vedem ce propune. Dacă întreb cu... Am un grup cu permutări. Nu cred că a făcut. Nu, pe ce? Atunci am o permutare... Am două permutări și trebuie să calculez niște... Să mă amintești permutări că ai făcut în clasa 11, da? Da. Eu nu mai țin într-un loc. Păi ne ajută ea. Acum...
vedem ce permutare dai tu. Sunt două permute, sigma și tau. Da. De ori din trei. Ce facem? Deci lui e spray, da? Da. Din mulțumim permutare lor. Da. Deci notăm pe E-spray egal cu mulțimea tuturor permutărilor formate din cele trei elemente. 1, 2, 3, da? Da. Și avem sigma. Un pic. Să le vedem pe toate cele 6. Sunt 6. E-spray mulțimea permutărilor respective înseamnă așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Permutarea identică, da? Nu? Eu. Elementul de autru. Apoi. 1, 2, 3, tot timpul păstrăm aici și 1 îl ținem, iar 3 cu 2 schimbăm. Da? Apoi, un alt element, 1, 2, 3. Da, băgăm acum pe locul 1, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Și tot cu 2 păstrând, 1, 2, 3. 3, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Apoi începem cu 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2 și 1, 2, 3, 1, 2, 3 cu 3, 2, 1. Iată, acestea sunt cele 6 permutări. Deci, pe locul întâi am păstrat, ca să vedem bijecțiile care se realizează, da? Că sunt niște bijecții. Și pe locul 2 am schimbat permutarea identică. Mulțimea acestor permutări, pe ea vorbim despre operația de compunere, nu? Da. A permutărilor și se realizează grup în limbajul tău acolo, da? A, dar nu e, că e cealaltă cu grup. Asta e, e... Deci nu la asta. Da, nu la asta. Este. Bun. Dintre aceste 6, două din ele le lua. Tau și... Sigma. Sigma. Deci fie sigma, una din ele, care este 1, 2, 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Și celălalt e 3, 2, 1. Tau cum se vrea face, că am și uitat? Ca un T, un fel de T. Cu sigma asta, parcă am zis așa. Da. Da, și tau era ca un T de mână, original, nu? Așa. Nu, nu. Da, ceva. Ia să mă arăt, că nu mă arătesc. Am o... Asta de aici. Da, tau, da. Da. Așa. Egal cu permutarea 1, 2, 3 și 3, 2, 1. 3, 2, 1. Prima oară încere sigma la pătrat, dar asta e sigma. Sigma lui tau, da? Sigma la pătrat. Ah, da, e de simplu asta. Înmulțită prin ea însuși, da? Da. Și apoi... Dar cum să mai faci compunerea, că am uitat. Deci, sigma... La pătrat înseamnă sigma ori sigma, compus cu sigma și înseamnă, de fapt, compus aici, da? Înseamnă 1, 2, 3 cu 2, 3, 1 compus cu 1, 2, 3 2, 3, 1 și egal cu 1, 2, 3 1, 2, 3 sus și se pleacă de în capăt, în dreapta de la cea de sus, 3, 1, 1 și vedem unde se duce. 1, 1, 2. Dar eu vreau să-i pun ăsta corespondent. A, da. 1, da. 1 corespunde 2. Da. 2 corespunde 3. Da. Nu așa? Deci lui 1 corespunde 2. Lui 2 corespunde 3. Deci lui 1, la el am plecat. Deci lui 1 corespunde 3, da? Da. Lui 2 acum vreau să văd. Lui 2 corespunde 3 și lui 3 corespunde 1. 1. Cealaltă să se înțelege va fi 2. Deci, sigma la pătrat, o dat una din astea de aici. Pe care o dat? 3, 1, 2. Penultima. 3, 3, 1, 2. Asta o dat, da? Da. Deci, asta este sigma pătrat sau sigma compus cu sigma. Da. Apoi. B. Arătați că mulțimea sigma la M
cu proprietatea la că M aparține N stelat. Are trei elemente. Sigma la M are trei elemente. Adică noi am făcut pe sigma. Sigma la întâia este ea însăși. Deci sigma la întâia. Deci mai facem sigma la a treia. Facem sigma la a treia acum. La a treia. Este sigma la a doua ori sigma. Egal cu sigma la a doua care este 1, 2, 3. 3, 1, 2. Ori 3, 2, 3, 3, 1. 3? Ori... 2, 3, 1. 2, 3, 1, da. 2, 3, 1. Faci 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, în 1. 2, 3, 3, 2. Și 3. Adică e elementul neutru, s-a încheiat. E identic. Funcția identică, dacă este, da? Funcția identică. Și aceasta, asta, compus cu oricine, dă tot o altă permutare compus cu ea, dă permutare respectivă. N-are influență la compunere. Înseamnă că sigma la M este compusă din sigma la întâia, da, sigma, sigma la pătrat, sigma la pătrat și eu. Da. Funcția identică, cum se numește noi? E. E mic, e element neutru tu, de acolo tragi. Nu, dar chiar așa. Da? Așa. Da. Bine. Adică cel care nu influențează la confundere. Da. Deci are trei elemente, pentru că orice număr de aici poate fi 3K, 3K plus 1, asta e M-ul ăsta, are trei variante. 3K, 3K plus 1 și 3K plus 2. Că în urma împărțirii număr la 3, ai resturile 0, 1 și 2. Aha. Da? Și sigma la 3K, la multiplu de 3, cât va fi? Va face eu. Deci sigma la, dacă M, mergem așa, dacă M egal cu 3K, rezultă că sigma la M egal cu sigma la 3K, care înseamnă sigma la a treia totul la K, iar sigma la a treia înseamnă E, E la K și face E. Dacă M egal cu 3K plus 1, atunci sigma la M va fi sigma la 3K plus 1, care înseamnă sigma la 3K, ori sigma. Dar sigma la 3K înseamnă E, ori sigma, face sigma. Iar sigma, dacă M egal cu 3K plus 2, atunci sigma la M egal cu sigma la 3K plus 2, care înseamnă sigma la 3K, ori sigma la 2. Sigma la 3K este E, cam arătat, ori sigma la 2, care înseamnă sigma la 2. Da. De aceea, sigma la M are doar 3 elemente. Fiindcă teorema împărțirii cu rest, în clasa 5-a, spune că la împărțirea la 3, doar 0, 1 și 2. Și am arătat că așa sunt doar 3 elemente. Da. Și mai e ce? Ce o să vedem? Fie M și N aparținând numerelor naturale nenule, astfel încât fie, la cum zice, fie MN aparținând lui N stelat, astfel încât sigma la M egal cu tau la N. Arătați că 6 divide M ori N. Sigma la M egal cu tau la N. La N. Și de aici rezulte? Arătați că 6 divide MN. 6 divide M ori N, nu? Da.
Așa. Sigma la M am arătat că are doar 3 elemente. Deci sigma la M este egal cu sigma la a doua și E. Adică, practic, preia din cele 6 de aici permutări, 3 le preia ea. Tau, cine era tau? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tau era 1, 2, 3, 3, 2, 1. Așa. Și vedem până unde se duce și el. Și tau unde se închide. Da. Da? Practic, pe care l-a luat sigma la M, l-a luat pe sigma, sigma pătrat și E, l-a luat 3 din ele. 1, 2... Și nu pot fi tot același. 2, 3, 1. Le vedem încă o dată. Aici câte era? 3, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2 și 3, 2, 1. Și 3, 2, 1. Sigma cine a fost? Sigma a fost 1, 2, 3, 2, 3, 1. 2, 3, 1, asta era. Sigma, da? Sigma. Și sigma pătrat? Sigma pătrat, 3, 1, 2, penultima. 3, 1, 2, asta, da? Sigma pătrat. Și eu. Asta a fost sigma la M, da? Da. Tau. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Mai nu eu aici, nu eu. Eu unde am fost? Prima. Asta, deci. Și asta, da? Hai să vedem 1, 2, 3, 3, 2, 1, să facem la a doua, la a treia, să vedem ce se dea. Deci tau pătrat egal cu 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, și este egal 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1. 2, 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 sigma la pătrat are două elemente. Adică tau la N, tau la puterea N, egal doar cu mulțimea, tau și E. Și E. Așa. Fie M și N, pentru care se întâmplă egalitatea asta. Atunci 6 divide M ori N, așa era acolo? Da. M. 6 divide M, M. Asta... Punctul ăsta ce nu? Un pic. Pentru că 6 se divide pe ăsta, pe M ori N, înseamnă că se divide ori pe M, ori pe N, ori să aibă un divizor aici și un divizor în partea cealaltă, nu? Dar vedeți că sigma la M e egal cu tau la N. Adică sigma la 3 egal cu Z la 2. Dar de fapt M-ul e 1 e 3 și N-ul e 2. Și 2 ori 3, adică... Deci fiindcă e egalitate, trebuie să se întâlnească la elementul neutru. Aici. Deci M să fie 3K, M trebuie să fie 3K, și M să fie 2K. Și 3 ori 2 face 6. Da. Egalitatea între aceste două, egalitatea între aceste două mulțimi privește elementul neutru. Aici când se întâmplă? Fiindcă la sigma 3. La M, hai să zicem, tau da. La M egal cu, nu, sigma, sigma la M egal cu sau la N, dacă și numai dacă
E... M egal cu 3K, adică să fie, să coloc la E, da? Da. M, X, să zic așa, ca și mai spune E egal cu E, elementul neutru de aici, egal. Aici se întâmplă dacă și mai dacă M egal cu 3K, și aici se întâmplă că N egal cu 2K, 2P, multiplu de 2, da. În al doilea. Și atunci, de aici rezultă că M ori N egal cu 6KP. Adică, de aici rezultă că 6 divide pe M, N. Că e 6 oriceva. Da. 6 e un divizor al lui M. Asta n-a fost așa grea. Am deci, ales-o. Deci este poanta aici de observat. Egalitatea. Dau la el, egal. Ne uităm la cele două mulțimi ca să fie același element, să fie elementul neutru de aici. Adică M trebuie să fie 3, țineți minte când a fost 3K, și N să fie 2. P. Și M ori M, ne dăm seama de acolo. Câte șasuri? Fără un sfert. Fără un sfert. Mai avem ceva de întrebat? Mai e vreo întrebare? Eu am dat cu vreți în Politehnică. Politehnică, după. Câteva minute, că mâine iar e la 7, nu? Da. Așa. Te uiți la mine și vedeam, nu puteai să terminam la acum. A, nu. Așa n-am fost de mult. Tot ai fost de mult, sigur. A, nu s-a mâncat toată noaptea. Pentru că a recuperat, te uiți toată noaptea. Gândesc la tine, dar mai ales la mine. De la ora 4, nu? Am o seală de mesa în picioare. Să vedem. Bun. Ce relație trebuie să existe între A, B și C, aparținându-i R? Deci A, B și C aparțin lui R. Și A diferit de 0. A diferit de 0, nu? Pentru ca funcția f definită pe valori din R și f de x egală cu ax cu două formule, nu? Nu, doar una. Ax ori modul din x, de fapt e cu două. Este cu două? Pentru că modulul, dacă le explicităm. O să vedem, lăsăm așa. Ax. Ax ori modul de x plus bx plus C, să fie bijectivă. Ce relație ar trebui să fie între A, B și C? Ca funcție să fie bijectivă, ar trebui să explicităm acolo și să vedem cum arată ea după explicitare. Deci f de x arată așa. Acolată. Minus ax pătrat plus bx plus c pentru x mai mic decât 0, mai mic egal decât 0, hai să zic așa, și ax pătrat plus bx plus c pentru x mai mare ca 0. Și acum a e diferit de 0, da? Ca să fie funcția de gradul 2. Da, da. Păi funcțiile de grad 2 nu prea sunt injective. Păi nu sunt. Dar dacă ne imaginăm o situație cam așa. Asta pe partea negativă are așa o formă. Da? Da, parabola. O parabola. Și până în x egal cu 0 să se întâmple acel minim și de acum cea de-a doua parabolă să fie chiar în vârful de aici, se lege chiar în vârful acela, adică să se întâmple așa și chiar în 0 se întâmple prima parte a ramurii să fie din prima egal cu 0. Și cea de-a doua să fie așa partea din ramura a doua.
se lege în zeamă acolo. Adică, ați înțeles, așa ar fi trebuit să fie ea, și așa ar trebui să fie, da? Adică X-ul vârfului să fie chiar în 0, și minimul sau maximul să fie tot valoarea 0, și în felul ăsta, dacă apare, devine bijectivă. Ea devine bijectivă și așa. Uite, dacă ar fi să fie o parabolă așa. Pe tangente. Și vârful ăsta, și cealaltă vine de aici, da. Să fie așa, da? Și ce se întâmplă? Asta dispare. Și derivatele lor acolo, alea sunt puncte de extrem. Da, dar putem să o ducem la nivelul clasei a noua. Să fie același vârf și dispare ramura asta, dar vedeți, pentru x egal cu 0 trebuie să întâmple. Și dacă pentru x egal cu 0, trebuie să fie x-ul vârfului chiar în 0. Deci parabola, prima variantă, are un maxim. Da. Și cealaltă mine. Chiar în 0. Și se realizează pentru x egal cu 0. Deci coordonatele primei parabole, V1 sunt de 0, 0. Și C-ul e 0. Și V2, tot de 0, 0. La parabola a doua. Da. Da? Și atunci, pentru x-ul vârfului V1, care înseamnă cine? X-ul vârfului V1 minus B pe 2A, da. Minus B supra minus 2A. Da. Și minus delta 1 supra 4 minus 4A. Și x-ul, și nu vârful, nu x-ul vârfului, V1 trebuie să spui de coordonate, V2 de coordonate, care înseamnă B, minus B supra 2A, și respectiv minus delta 2 supra 4A, că au e pozitiv acum. Nu numai că să fie egale astea între ele, dar să fie chiar cu 0. Deci, minus B supra minus 2A. Înseamnă că B și delta sunt 0. Supra 2A egal chiar cu 0, adică echivalent, vreau spune că B egal cu 0, nu? Da. Și minus delta 1 supra minus 4A egal cu minus delta 2 supra 4A și să fie egal cu 0 chiar. Și asta înseamnă că delta 1 egal cu delta 2 egal cu 0. Da. Deci dacă și mai dacă, delta 1 egal cu delta 2 și egal cu 0. Așa este. Deci o funcție de gradul 2 B-ul. E bijectivă doar în 0, dacă y și x sunt 0 amândouă. Depinde dacă mă ia numai până în 0. Dar dacă mă poate până în lungur, până la x-ul vârfului trebuie luat. Poate să fie x-ul vârfului și altul. Mai dreapta sau mai în stânga. Deci modulul m-a obligat să merg până în 0. Modulul m-a obligat. Deci pot să-mi imaginez și o parabolă care urcă până... Important ca vârfurile să coincidă. Deci bijectivitatea să realizează dacă vârfurile coincid și dacă la una mergi pe minim, ca să urci și altă maxim. Poți să fii și cealaltă să coboare. Și să fie... Da. Nu, pe partea stângă. E să fie într-un sens de monotoim unic. Nu se poate decât așa. Din stânga să urci, nu, să urci continuu. Da. Că descrescătoare nu se poate. Că dacă e descrescătoare ramura asta și cealaltă... Ba da, merge. Se duce în dreapta. Sunt duci în dreapta, așa, în partea cealaltă, da? Cred că merge și așa. Important este să fie sensul de monotonie diferit. În punctul ăla. Da? Și acolo să se durească vârful la una și cealaltă. Deci atunci realizezi bijecție. Da. Și acolo poți să fie un singur parametru și să ceară cât este parametru pe funcția ție bijectiv. Da. Păi nu, ca un grămadă de astea. Da. Se poate juca acolo. Ne oprim aici? Da. Gata. Sinteza. Sinteza, da.
ce am abordat astăzi? O permutare. Inegalități, hai că am făcut. Da. Rolul derivatei. Calculul ecuației. În rezolvarea unor inegalități, da? Da. În rezolvarea unor inegalități. Acum, pentru monotonie, parcă pus și asta, prima chestie. Da. Nu? Rolul derivatei. Trebuia să zic... Nu, tot prin două funcții, prin două exprimări. Da, prin două. Ca să poți să avem prima ramură, primele parabole până la vârf și a doua ramură. Și acolo se văd legăturile. X-ul vârfului constituie minus infinit până la X-ul primului vârf și care coincide cu X-ul celui de-al doilea vârf. Hai, deci trebuia... Neapărat. Deci legătura se face între cele două parabole la, până la X-ul vârfului. Da. Minus infinit până acolo și de acolo înainte. Da? Permutări și a fost aici, nu mai spun de asta, funcția asta pe două exprimări, funcția de grad, de doi, obiectivitate, astea, cine vede până aici, dacă e inventat, duce și mai departe. Cam asta. La revedere, ne vedem mâine seara. Cine vine?